Bună seara, doamnelor și domnilor! În această seară avem o emisiune cu totul și cu totul specială, o emisiune dedicată în memoria am Nicolae Gheorghe, Nicolae Gheorghe fiind personajul cel mai emblematic și cel mai special pe care comunitatea romă de la nivel național și european, cum îmi place mie să spun, l-a avut. A fost un sociolog de profesie cu peste 40 de ani activitate dedicată pentru promovarea și valorizarea comunității rome. Și în această seară avem alături de noi pe doamna profesoară Florentina Baciu. Mulțumesc frumos că ați ales să fiți alături de noi în această seară. Mulțumesc pentru invitație și te salut cu drag, ca de obicei. Ca de obicei, da, și eu vă salut. Este o onoare să fiți în această seară alături de mine. În această emisiune vom vorbi despre domnul Nicolae Gheorghe și despre ce a reprezentat dânsul și activitatea prestată de dânsul la nivel național și european în politicile de reformă și incluziune socială a romilor. Doamna profesoară, vă rog să-mi spuneți cum a fost prima întâlnire, primul contact cu Nicolae Gheorghe. Ce a însemnat pentru dumneavoastră asta? Pentru mine, întâlnirea cu domnul Nicolae Gheorghe a fost marcatoare de destin, ca să spun așa, pentru că este intelectualul care mi-a dat o viziune, m-a ajutat să-mi formulez niște obiective mult mai realiste și m-a învățat să-mi construiesc strategii pentru ele, dar dincolo de acest răspuns mai general, deci pentru mine a fost clar un model și o întâlnire reper în istoria mea personală. Dincolo de aceasta, prima mea întâlnire cu domnul Nicolae Gheorghe a fost destul de, să zic așa, nu neapărat rece, puțin formală și puțin surprinzătoare, pentru că l-am cunoscut în contextul în care inspectorul general de la acea dată, asta însemnând anii 1991-1992, domnul profesor Augustin Botiș, Dumnezeu să-l ierte, să-l odinească, un om extraordinar, m-a sunat la școala în care lucram și m-a întrebat telefonic, m-a chemat la telefon secretariatul unității de învățământ și m-a întrebat dacă sunt o persoană care am prejudecăți. Era o întrebare destul de directă și nu știa exact la ce se referă. Adică răspunsul meu a fost câteva secunde de tăcere pentru că nu înțelegeam despre ce era și am zis nu. Deci, în esență, nu. Și chiar nu. Într-adevăr, nu. Și a zis, ei, foarte bine, o să faci o cercetare. Vei lucra din partea Inspectoratului Școlar Județean alături de încă unii domni profesori numiți într-o cercetare cu un sociolog al Academiei Române, dar care vine aici în Baia Mare pentru a face o cercetare pe populația romă. Și atunci l-am cunoscut în acest context. Mi-a spus că îl cheamă Nicolae Gheorghe, că va veni. Eu lucram deja în structurile CJAP, în cadrul, atunci era Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, în cadrul Casei Corpului Didactic. Și mi-a spus că mă va căuta acolo. Noi aveam și ore, deci de-aia eram și la ore și acolo, așa era fișa postului. Și, într-adevăr, domnia sa a venit la mine cu un tank de chestionare și mi-a spus, uite ce trebuie să facem. Atunci nu venise pentru un proiect destinat, creat de el și destinat romilor, ci venise pentru a aplica niște chestionare gândite de domnia sa pentru a identifica anumite caracteristici de viață și anumite caracteristici de context social, da, din partea Academiei Române. A fost foarte interesant pentru că mi-a spus exact, eu făcusem în facultate și sociologie și la Cluj, unde am terminat, și știam despre ce e vorba. I-a plăcut foarte mult că vorbim aceeași limbă. Mi-a explicat cum să, mi-a reamintit cum să nu influențez răspunsul atunci când aplic chestionarele. Mi-a spus cât este de important un studiu științific, sociologic, lucruri pe care le știam, dar mi-a plăcut că mi le-a punctat. Era extrem de profesionist, dar destul de rece. A venit însoțit de un domn cu care ulterior am colaborat foarte mult și pe care tu îl cunoșteai destul de bine. A venit cu liderul romilor din Coltău, atunci era domnul Covaci. Covaci, da, domnul Covaci. Domnul Covaci și am înțeles că dânsii se cunoșteau de la anumite întâlniri, cumva de dinainte, și aveau o comunicare bună, doreau să facă lucruri care ulterior le-au și făcut în comunitatea din Coltău și în alte comunități din județ. Și mi-amintesc că la final, pentru că domnul Covaci era
ca un fel de mediator în discuția aceasta, adică el era mult mai cald. Nu-l cunoșteam pe domnul Covaci, dar domnul Covaci era mult mai cald, era așa laic și cumva se raporta la mine, eram și foarte tânără, practic eram ca un copil după arătare, nu ca la vârsta aceasta, da? Și la final, ca urmare a acestei interacțiuni, care mie mi s-a părut deopotrivă fascinantă din punct de vedere cognitiv și sociologic, deopotrivă îmbogățitoare din punct de vedere uman, eu am vrut să le mulțumesc și pentru că am stat mai multe ore de vorbă, a doua zi ne-am întâlnit din nou și am returnat o parte din chestionare, în fine, au fost câteva întâlniri pe parcursul a 2-3 zile și la final eu am vrut să, nu știu, așa e aici, să-i îmbrățișez. Da, nu mi se părea că fac ceva indecent și am zis, mulțumesc, ok, pot să vă pup, ceva genul ăsta. Domnul Nicolae Gheorghe s-a blocat, deci efectiv se uita la mine așa și zicea, mă rog, ceva așa de genul, mă rog, dacă... Dacă doriți. Dacă doriți, da, iar domnul Covaci s-a uitat și a zis, draga mea, eu sunt rom, pe mine nicio femeie albă încă nu mi-a zis dacă pot să te pup așa, adică eu am zis, da, vă mulțumesc, hai să mă îmbrățișez și să plec. Un element de noutate da. Pentru domnul Covaci a fost. Da, a fost un element. Și, mă rog, am făcut chestia asta, dar după aceea m-am simțit extrem de prost. Adică am zis, bă, ce aiurea mă comport. Îs eu tânără și nu știu cum și foarte caldă. Într-adevăr, crescusem într-un mediu foarte intercultural și destul de liber ca valori. Adică mă împrieteneam de relativ ușor cu oamenii și eram recunoscătoare, nu aveam alte gânduri. Dar m-am simțit prost atunci. Și am zis, da, nu mai trebuie să fiu atentă, nu merge așa cu domnii din București. Și ulterior, domnia sa, la, să zic așa, 2-3 săptămâni a revenit în Maramureș cu o parte din cercetare prelucrată, adică cu rezultatele prelucrate și cu o parte din constatări pe care le-a comunicat, evident, inspectoratului școlar. A fost ca un fel de întâlnire atunci în care el a spus câteva din concluziile la care ajunsese și cu acea ocazie dânsul mi-a zis, vrei să mai lucrezi în proiecte cu noi? Care noi? Adică nu înțelegeam cine suntem noi. Și l-a spus, cu Asociația Romilor, cu Academia Română, deci cu structurile în care el activa. Și așa a început o istorie frumoasă pentru mine, de neuitat, în care eu am învățat foarte, foarte multe lucruri. E surprinzător, am simțit că cei din jurul meu, nu familia și nu prietenii, ei au înțeles, dar mă refer la colegi, profesori, psihologi, conducere, o parte din conducerea de atunci a unităților de învățământ unde frecventam, unde lucram, o parte din conducerea inspectorului, erau așa surprinși. Ce am eu de învățat, de fapt, din toată activitatea asta? Dar am învățat foarte multe lucruri. În primul rând, cum să abordez un fenomen sociologic și mai ales psihosociologic. Învățasem multe lucruri în facultate, dar facultatea m-a menținut pe mine undeva într-o zonă puțin, cel puțin pe partea de psihologie, destul de teoretică. Făcusem și practică, dar era foarte multă teorie și prea puțin dublat de cercetare de teren. De cercetare aplicată pe teren. Da, și de valorificare concretă, adică cercetare pe teren, asta însemnând nu doar că te duci și aplici undeva un chestionar, dar tu și observi. Observi, pui întrebări, exploatezi răspunsul, stai în comunitate. Deci el, nu doar pe mine, că am fost mai mulți în echipa lui de lucru, ne-a învățat cum se lucrează într-o comunitate și dacă vrei să ajuți o comunitate, ce ai de făcut? Cum nu ai dreptul să intervii, să le revoluționezi lor viața, să le dai peste cap ritmurile firești de evoluție și dezvoltare, dar în schimb poți să observi care sunt nevoile lor și în întâmpinarea acelor nevoi poți să vii cu lucruri serioase, argumentate, de bun simț, astfel încât să facilitezi creșterea, pentru că până la urmă crești odată cu ei. În tandem cu comunitatea. Și avea această putere, rar am mai întâlnit-o, de a coagula în jurul lui valori cu totul extraordinare ale lumii științifice mondiale. Și, mă rog, cercetători din domeniul social, antropologic, adică în acea perioadă, dânsul a venit în teren, la Baia Mare, în Maramureș, nu știu în ce măsură se cunoaște lucrul acesta, a venit cu echipe, de pildă. Erai așa șocat când îți făcea cunoștință, adică nu-ți făcea cunoștință, te lua cu echipa și până aflai cu cine vorbești. Bun, au venit personalități, de pildă, doamna
psiholog Aurora Perjulicianu, pe care dânsul a reușit să o convingă să petreacă mai mult de o săptămână la Vălenile Pușului, în cercetarea pe care deja o întreprindeam acolo vis-a-vis de... Comunitatea Ponorâta. Da, la Ponorâta, da. Această doamnă, ale cărei cărți sunt convinsă că cei care îți urmăresc emisiunea le cunosc, este o somitate, este un om extraordinar de bine pregătit și un om foarte eficace și foarte profund în toate demersurile sale, dar la agenda dânsă e atât de ocupată, chiar și în anii 1900 și faptul și 2000, faptul de a o disloca din București, a o duce mai mult de o săptămână la Ponorâta, în rural, unde ne spălam în ligheane și na, erau condițiile care erau, înseamnă că ai putere de convingere. Apoi, nu știu dacă... Nu erau veniți... Da, a reușit să aducă pentru a studia și a dezvolta relații cu Organizația Internațională pentru Migrații, OIM. L-a adus pe președintele OIM în Ponorâta, Vălenile Pușului, Coltău și Baia Mare, câteva zile. Da. Și... Domnul Padraic Tchaikovsky. Deci, noi tot vedeam că vorbește cu dânsul, ne tot spunea, uite, Frădina, tu ești psiholog, așa, tu cum gândești asta? Uite, dânsul spune așa și la final ne-a invitat să luăm o masă, lucrasem toată ziua și să mâncăm. Și la masă, noi tot vorbeam, dar la un moment dat, când, stând lângă domnul acesta, am ajuns să facem cunoștință și când dânsul ne-a zis așa, ca și cum ar fi fost o chestie, că el e președintele Organizației Internaționale pentru Migrații, ne-am gândit, Doamne, dar cu cine stăm noi la masă? Cu ce somități de anvergură mondială? Știa să-i convingă și se... De asemenea, a venit și făcea... Bine, erau implicați în proiecte, erau foarte... Deci, tot ceea ce gândea împreună cu dânsii era extrem de fundamentat și era în acord nu doar cu nevoile comunității, ci și cu orientarea, să spunem așa, orientarea generală a instituțiilor de profil din lume, organizațiilor de profil din lume și cu politicile vremii respective, adică cu politicile guvernului României, cu politicile Uniunii Europene, Consiliul Europei. Deci lucrurile erau extrem de interconectate, iar echipele pe care le angrena în proiecte, cum eram și noi, care eram parte dintr-o echipă ce avea membri din și din alte țări, din Franța, din Ungaria, din Franța și Ungaria a fost mai mult în cazul nostru. Medii, dar din diferite medii și de natură științifică, mă gândesc că erau reprezentanți de instituții, de profesori din mediul academic, cercetători, deci mă gândesc că domnul Nicolae se juca, ca să spun așa, între ghilimele, se juca la nivel înalt, că din ce mi-ați povestit și din relatările anterioare, era prieten cu președintele de la diferite instituții, de la instituții cum o să acum, UNICEF-ul sau diferite lucra cu Institutul de Științe ale Educației. De asemenea, a reușit să-l convingă, adică proiectul, să știți că proiectele de dezvoltare și comunitară și de integrare sociale a romilor, apropo, nu știu dacă acest lucru se cunoaște, sintagma și programul, deci conceptul de integrare socială a romilor în România a fost pentru prima oară formulat de el. Conceptul personal, deci este un concept personal, da. Și l-a formulat înainte de Revoluție, în anii 1980 și fapt ce a atras foarte mult, statutul de disident, de fapt, pentru că el a protestat vis-a-vis de așa zisa politică de incluziune a romilor, care era o propagandistică și demagogică și nu, practic nu avea rezultate și nu se petrecea. Această etichetă de dizident l-a urmărit mult timp și i-a făcut rău suficient, dar în paralel el și-a dezvoltat relațiile cumva internațional și în mediul academic. El a conlucrat mult cu profesorul Jean-Pierre Liégeois. Jean-Pierre Liégeois a fost, de fapt, scuzați-mă, cred că chiar trăiește, este profesor emerit la Universitatea Paris-Descartes. Așa, el este cel care a inițiat pentru prima oară
în Franța, în Paris, un institut în cadrul Departamentului de Științe Sociale al Universității, un institut de cercetări ale romilor. Cred că nu e ceva ce știu concret, dar poate că inspirat de prietenia cu Jean-Pierre Liégeois, a reușit apoi Nicolae Gheorghe să fie cel care a înființat Romanicris, Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii, da, a cărui membru fondator sunt și eu și sunt mândră, însemnat ce am participat, da? Și acest, nu știu dacă știți că acest ONG a fost cel mai de succes ONG ca funcționare din România, a primit premiul pentru dezvoltare și integrare, deci a primit o sumedenie de premii internaționale. Mă gândesc că la nivel internațional. La nivel internațional. Nu știu care a fost recunoașterea și meritul și acreditarea pe care acest ONG și pe care domnul Nicolae a primit-o la nivel național. A fost, nu, atunci era o structură recunoscută și s-a colaborat, mi-amintesc că, deci, cu domnia sa am lucrat din 1991 până prin 2002. 2001-2002, eu personal, în echipa, da, de lucru. Da. Și Romanicris era recunoscut, nu știu să vă spun dacă era atât de, n-am simțit că era atât de, nu știu, nu era o adorație sau o mare admirație așa națională, dar era recunoscut, făcea lucruri bune, frumoase, conlucra cu diferite alte structuri guvernamentale și non-guvernamentale și avea colaboratori de prestigiu. Cu specialiști din diferite domenii. Că da. Domnul Nicolae avea darul ăsta și valoarea asta umană de a atrage specialiști din diferite domenii, dar toți erau oameni de top, somități și cercetători. Păi, și... da, prin acest ONG a reușit să o aducă și ulterior, asta este o informație ușor romanțată, să spun așa, ulterior a devenit vreme de câțiva ani soția lui, deci prin acest ONG a reușit să o aducă, să o convingă să lucreze în România pe Fabien Rousseau-Lenoir. Fabien Rousseau-Lenoir era președinta AFSDH, adică Asociației Franceze pentru Consilieri în Drepturile Omului. Și această persoană la ora actuală este scriitor, regizor de mare anvergură. De mare anvergură și jurnalist. Și împreună cu ea, vreme de 4 ani de zile, a făcut teren în Maramureș aproape lunar. Deci erau atât de... îndrăgeau foarte mult zona aceasta. Da, se deplasau în toate comunitățile. Și gândeau împreună, prin ea, el a adus expertiza legată de drepturile omului în proiectele sale. În proiectele sale implementate. Pentru că acest Association Française pour le Droit de l'Homme conține oameni, care au, deci juriști, avocați, oameni care au lucrat în domeniul dreptului și care fie se apropiau de pensie, fie s-au retras dintr-un motiv sau altul, dar păstrau, doreau să lucreze într-un soi de voluntariat. În, da, domeniu. Ce ne puteți spune despre, deci din viziunea pe care dumneavoastră aveți și ați împărtășit-o cu domnul Nicolae, ce ne puteți spune despre condiția intelectualului rom? Da, văzută prin prisma... Prin prisma lui? Da. Da, prin prisma lui era... Da, era, el considera că este nevoie de intelectuali romi. Dovadă că pe lângă el au crescut ultima lui, adică soția lui, deci a fost cu Fabien Rousseau-Lenoir și ulterior cu Nicoleta Bițu, da? El a cumva, cred că a descoperit-o și pe Nicoleta Bițu, care la ora actuală lucrează și în cadrul Institutului Goethe, este copreședinte al lui Archive Rom și este de asemenea președintele Federației Democratice a Romilor din România. Da, dar deci, la nivel este, da, lucrează. Da, și eu o știu de când avea 20 de ani. E o femeie deosebită. Era o tânără deosebită, este o femeie deosebită și cu foarte multe calități și umane și profesionale. De asemenea, alături de el a crescut și a dezvoltat Salomea Romanescu, care este profesor universitar doctor la Universitatea din București, la Catedra de Drepturile Omului, Politologie și, din câte știu, are niște atestări de consiliere multiculturală pe limbile sârbă, portugheză, spaniolă, franceză și croată, parcă. Deci, o persoană cu care eu am lucrat... Și pe limbi cu circulație redusă. Da, da, și pe limbi cu circulație redusă. Deci ce am vrut să... Am dat doar aceste două exemple pentru ca să înțelegeți că în echipa lui și chiar și eu, la vremea aia eram o tânără,
investea foarte mult în tineri și căreia lui se păreau că promit ceva și urmărea să ne ofere expertiza lui profesională și experiența lui care era imensă și o oferea cu foarte multă generozitate și cu foarte multă dărnicie. În paranteză fie spus, în momentul în care am început să lucrez cu domnia sa în echipă, eu nu știam ce era un laptop, adică laptop. El avea laptop, da? Și ni l-a pus la dispoziție să învățăm, să scriem, să redactăm PowerPoint-uri, tot felul de... No, ni se părea așa, wow, un laptop, nici nu știam... Ați avut acces la infrastructură de nivel înalt la acea vreme, da. Dezvoltată. Și Nicoletei i-a dat niște sarcini extrem de precise vis-a-vis de analiza comunităților și foarte arborescente, nu-mi permit să le citez acum pentru că erau enorm de multe și inclusiv colaborări cu alte comunități din țară și cercetări. Salomea era oarecum responsabilă, să zicem, în proiectele pe care le-am făcut în perioada aceea cu relațiile, dovadă că ea s-a dezvoltat bine pe relații. Ea l-a adus cu... Adică prin intermediul Salomeei. Domnul Nicolae Gheorghe avea o relație foarte bună cu domnul Marcel Curtiade. Este un lingvist, un activist care a activat foarte mult în Franța, dar dânsul e pe filieră slavă și mai ales pe istoria romilor din Albania. Și cu studii lingvistice foarte bine dezvoltate. Deci este o somitate. Domnul Marcel Curtiade a dezvoltat studii lingvistice și a mers pe limba romă de la atestarea documentară în principatul României și în Europa, invers cronologic, până în India și a cules informații referitoare la de unde am împrumutat ca și cultură și culturi, de unde am împrumutat cuvinte și pe baza limbii s-au putut forma materiale pe care acum noi în momentul de față activiștii și cei care lucrăm în activitatea asta pentru rom și milităm pentru rom le folosim. Da, iar mie mi-a dat la un moment dat sarcina, dar nu doar mie singură, ci în colaborare cu un specialist, un domn tot tânăr din Franța, care funcționa în cadrul asociației acesteia AFSDH, dar era ca voluntar mediator social, împreună a trebuit să construim un proiect de școală interculturală. Deci e un curaj. Să dai unor tineri de 30 de ani să facă un proiect de școală interculturală care să fie prezentat într-o sesiune extraordinară a Consiliului Europei din cadrul Departamentului de Educație pentru a obține finanțare și să câștige finanțarea. Acum, școala nu s-a făcut aici, asta e un alt subiect, școala s-a făcut, banii au venit, dar în altă parte a României. Dar în altă parte. Ce ne puteți spune în încheiere, ce mesaj ne puteți transmite nouă și celor de acasă care ne privesc din experiențele trăite și avute de la om la om cu domnul Nicolae Gheorghe, ce ați vrea să transmiteți acum? Cred că ar fi important să înțelegem de ce a luat el atâtea premii. Deci a luat premiul, în 1992 a luat premiul Asociației pentru Drepturile Omului din Franța. Adică Asociația Națională pentru Drepturile Omului din Franța. A luat în 1994 premiul, cumva un premiu din partea Uniunii Europene, tot așa pentru lupta pentru drepturile omului. Dar în 1993 a luat premiul Bruno Kreisky. Premiul Bruno Kreisky pentru dezvoltarea de relații internaționale, pentru munca prestată în serviciul luptei pentru promovarea echității, egalității de șanse, non-discriminării și pentru integrarea tuturor minorităților și populațiilor marginale în societate. A luat aceste premii ca urmare, ca să vă dați seama cam ce greutate are premiul Bruno Kreisky. Bruno Kreisky a fost un cancelar german de mare prestigiu și premiul se acordă în cinstea, de prin 1971, dacă mi-amintesc eu bine, în cinstea cancelarului care a făcut la rândul lui diferite lucruri spre dezvoltarea și înțelegerea diversității. Dar de ce? Și cu asta, da, înțeleg că trebuie să încheiem.
El a obținut această recunoaștere. Acest premiu a mai fost luat de Nelson Mandela, apropo, și de pildă, exemplu de Daniel Barenboim, dirijorul acela care dirigează adesea și concertul de la Viena din noaptea de anul 9, pentru că el lupta pentru retragerea trupelor israeliene din Palestina. E o altă istorie. Dar cu ce ar trebui să rămânem? Cu o fantastică determinare, cu un concept. Un concept care nu era doar personal, era un concept izvorât din realitățile pe care le trăia, din cultura lui și din felul în care a fost format. El a fost un exemplu nu doar pentru romi, deci a fost un exemplu pentru o grămadă pentru de... Pentru toată lumea, pentru toată comunitatea. Da, pentru străini, români, cine au vrut să-l vadă și persoanele care nu au avut prejudecăți și nu au avut diferite alte închistări. Determinare, concept, multă forță de a concretiza, o inteligență mult peste medie și dorința de a acorda practică lupta lui care era. Lupta lui o regăsim într-un citat pe care, nu știu dacă tu nu-l știi, apare uneori în scrierile lui, în care el spune că s-a născut și a fost crescut ca și cum ar fi român, deși el era țigan. Ulterior i s-a spus că este țigan, el așa spunea, dar de fapt era rom, da? Însă spre finalul... Nu finalul, n-am spus bune. Bine, spre la momentul maturizării sale civice și-a dat seama că vrea să trăiască și să moară ca un om. Ca un om, da. Lupta lui a fost pentru a ne descoperi umanul din noi. Deci să ne întoarcem spre valorile fundamentale cu care am fost zidiți. Și, exact. Și toate formați. Aceste clivaje, aceste clișee, sunt de fapt niște... bariere pe care noi ni le întindem în principal nouă, atunci când spunem că acela nu, că e de nu știu ce etnie, acela nu. Adică lucrurile, dacă nu ar funcționa așa, progresul și faptul că, sigur, el zicea, sigur, ne e greu să vrem să-i ajutăm, dar ei trebuie ajutați să trăiască precum niște cetățeni. Pentru că dacă îi marginalizezi, ei nu știu care sunt pârghile de care se pot folosi. Astfel că în proiectele lui, el implica oameni care te învață care sunt drepturile tale, oameni care te învață cum poți să-ți dezvolți niște competențe, oameni care te învață conștiința etniei tale și oameni care te învață să te dezvolți spiritual și personal. Doamna profesoară, vreau să vă mulțumesc frumos pentru oportunitatea oferită de a ne da informații mie și celor de acasă care ne privesc despre somitatea Nicolae Gheorghe. Dragi telespectatori, vreau să vă mulțumesc că în această seară ați fost alături de noi. A fost o emisiune dedicată în memoria Nicolae Gheorghe și aș vrea să închei cu adnotația pe care eu o folosesc tot timpul când vorbesc despre domnul Nicolae Gheorghe, Mesia poporului rom. O seară binecuvântată să aveți! Mulțumesc.